Zic a slăvit, lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru în numele căruia ne-am adunat și în seara aceasta și vrem împreună cu El să adâncim din cunoașterea împărăției. Într-adevăr, mă gândeam la ceea ce fratele Ducu spunea, să pleci de acasă cu zeci de mii, pe parcurs să pierzi azungând până la mii, și pe câmpul de luptă să ajungi cu câteva sute, mă gândeam și la cei care au stat acasă și vedeau că își vin înapoi cei din familie. Oare ce gândeau? Ceilalți care nu mai vin, sigur se duc la moarte. Și totuși, cu Dumnezeu e așa de frumos și așa de bine. Dumnezeu nu te lasă niciodată dacă tu nu-L lași. Dumnezeu e cu tine dacă tu nu-L părăsești. Avem un Dumnezeu minunat. De aceea, găsi mereu curaj și putere în fiecare zi, pentru că ceva e legat cu Dumnezeu. Am trăit experiențe frumoase, am trăit zile frumoase cu El și astea ne dau speranțe pentru ziua de mâine. Și încrederea noastră devine tot mai puternică pe baza promisiunilor Lui. Am învățat data trecută că Dumnezeu iubește mult să meargă cu fiecare individ în parte. Așa ne spunea profetul Mica, în capitolul 6 cu 8. Și ar vrea să meargă împreună cu noi, cu fiecare în parte, să umblăm cu Dumnezeu. V-am provocat atunci la o întrebare care nu v-am dat răspuns. Nu știu dacă mai căutați, dacă ați găsit răspuns la acea întrebare referitoare la de ce a apărut sistemul intermediar între Dumnezeu și om, dacă Dumnezeu a iubit și a dorit să vorbească și să trăiască împreună cu omul într-un mod direct. Pentru ce sistemul preoțesc, care atâția ani de zile a sacrificat mii și mii de animale, dacă nu chiar milioane? Pentru ce? În seara aceasta vă provoc la o altă întrebare. Oare cum ar fi fost pământul pe care trăim astăzi dacă nu ar fi intrat păcatul în el? Cu puțină imaginație am merge și am dezvoltat ceea ce s-a descris în geneza. Ce ni s-a spus în geneza? Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul și asemănarea lui, și l-a așezat într-o grădină. Și acolo i-a spus să lucreze și să o păzească. Interesant e și misiunea aceasta de a păzi. Dar mă voi uita la cuvântul să lucreze. Dacă nu ar fi venit păcatul, probabil că, cum văd eu lucrurile, acea grădina Edenului ar fi devenit și ar fi umplut întreg pământul. Dacă veți reciti geneza, veți descoperi, și mă gândesc că mulți ați recitit-o fiind din nou luna ianuarie, veți descoperi că până nu a venit omul pe pământ, Dumnezeu n-a lăsat să crească nimic, pentru că nu avea cine să îngrijească. Iar atunci când l-a făcut pe om, l-a pus în mijlocul grădinii. Dacă păcatul nu ar fi venit pe pământ, mă gândesc că acum, după șase de ani, probabil că n-am fi fost împreună în modul acesta. Sunteți de acord cu mine? Cu siguranță n-am mai fi vorbit niciodată despre jerfa împăratului nostru. Cu siguranță n-am fi vorbit niciodată de cruce și înviere. Cu siguranță n-am mai fi împreună să cântăm cântările pe care le cântăm, să ne rugăm ceea ce ne rugăm, și să ascultăm cuvintele pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. Mă gândesc la durerea mare pe care fiecare ființă umană o are și o simte atunci când pierde pe cineva drag. Oare cum s-a simțit Dumnezeu când l-a pierdut pe Adam și Eva? când citim că pe noi El vrea să ne facă fii și fiice, că pe noi, care suntem după atâția mii de ani de păcat, ne vrea în relație de familie cu El, dar îmi uite pe Adam și Eva. Când nu a trecut mult de la intrarea păcatului pe pământul acesta și din patru, Rămân doar trei, pentru că unul deja comite crimă. Câtă durere putea să fie în inima lui? Simțim și noi parte de durere atunci când trecem prin pierderea la ceva prețios în viața noastră. Dar ce a simțit Dumnezeu atunci? Și acum, după mii de ani, după mii de ani, El încă vrea să aibă relație bună cu noi. El încă se apleacă față de noi și ne spune că ne iubește. Și ne spune că are sentimente și are cuvinte bune pentru noi. Și că trăim încă clipe frumoase pe care El vrea să ne le transforme în clipe de bucurie. În Galatem 4, versetul 4, spune că la împlinirea vremii, la împlinirea vremii, ceva s-a întâmplat. De ce la împlinirea vremii? Pentru că doar atunci omenirea era capabilă să înțeleagă ceva mai bun, ceva mai aproape de ceea ce Dumnezeu vrea să comunice. Trecuse mii de ani de când Adam și Eva nu mai erau și oamenii s-au depărtat atât de mult de Dumnezeu. Gândiți-vă că era suficient până la noie și deja omenirea era total depărtată de Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns pe acolo încât prin apă să-i acopere pe toți. Și a plecat și a plecat parte bună din pământ și păcatul s-a mulțit iarăși. Și Dumnezeu a așteptat și a avut răbdare. A avut răbdare ca într-o zi omenirea să ajungă din nou la capacitatea de a înțelege ceea ce Dumnezeu, Tatăl Creator, vrea să comunice cu omul. Și a așteptat acea vreme când Dumnezeu putea să comunice cu omul și omul să înțeleagă ce Dumnezeu are de transmis. Și a trimis pe Fiul Său. Dar ce așa de grozav era ca omul să poată înțelege? V-ați gândit vreodată la versetul acesta? Ați intrat vreodată în adâncimea profunzimii să vedeți ce trebuia să se întâmple? Ce era așa de greu de înțeles pentru oameni? Că Dumnezeu a trebuit să aștepte 4.000 de ani, 4.000 de ani, ca civilizația să ajungă la un anumit nivel. Din una dintre răspunsuri, sau unul dintre ele, sau multitudinea gândurilor pe care le-am putea avea, am să vă spun în seara aceasta ce am gândit eu. Și am luat gândul împărăției, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a trimis pe pământ, a trimis mesajul vestei împărăției lui Dumnezeu. De aceea m-am legat de acest termen, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să vorbească cu omul despre împărăția lui. Și coborând la nivelul lui, i-a vorbit în felul următor. Voi trăiți acum sub o ocupație, ocupația unei împărății romane. Este o împărăție, da? Dar paralel cu ea, să știți că mai este o altă împărăție. Este împărăția cerurilor. Împărăția romană are un împărat. El locuiește la Roma și îl cheamă Cezar. Dar pe lângă aceasta, împărăția cerurilor, are un împărat. El locuiește în ceruri. El locuiește în ceruri și conduce de acolo toate lucrurile. Bine, bine, dar împărăția romană crește, se extinde prin acel proces de colonizare colonizare ce înseamnă teritorii noi, peste care se pun guvernatori. E un termen mai puțin folosit și de aceea nu știu câți sunteți familiarizați cu termenul acesta de guvernatori. Pentru că cel are un cu totul alt sens decât guvernul zilelor noastre. Zice că pe vremea când Fiul lui Dumnezeu a coborât întrupându-se, guvernator în Israel, în Ierusalim, era nimeni altul decât Pilat. Adevărat? Și atunci care este guvernatorul împărăției lui Dumnezeu? Dacă împărăția romană avea un guvernator pentru fiecare teritoriu, Împărăția cerurilor a vrut să-și extindă și ea teritoriul. Și a vrut să extindă pe această planetă numită Pământ. L-a luat pe om, l-a așezat și a vrut nimic altceva decât ca ceea ce este în cer să fie și pe Pământ. De aceea ne-a învățat și pe noi, bunul nostru, Tată. Facă-se pe pământ precum în cer. Adevărat este? Aceasta este voia Tatălui. Ca pe pământ să se împlinească voia Împăratului. Am început să observ tot mai puternic pericolul pe care noi creștini îl avem. Și nu numai creștini, și oamenii. Cred că un pericol mare al omului este obișnuința. E un mare, un mare dușman. Încep să te obișnuiești cu tot ceea ce este chiar și valoros. Chiar, chiar dacă ești iubit și la un moment dat, să zicem, folosești cuvinte în care să te exprimi, te iubesc și îi spui celui de lângă tine, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Peste ani de zile, ce semnătate mai are cuvântul acela, te iubesc? Te obișnuiești cu el și obișnuința aceasta face ca să piardă din valoarea lucrului. Ne întâlnim aici pentru a proslăvi pe Regele și obișnuința ne poate duce la niște obiceiuri care să piardă esența valorilor. De aceea văd un mare dușman, un mare dușman. Și văd benefic, văd benefic mereu o reamintire pentru ce suntem aici, de ce suntem împreună, de ce avem nevoie unii de alții, pentru că adevăratele valori să nu fie copleșite de obișnuințele noastre pe care le practicăm în fiecare zi. Tinerilor, de când sunteți miți, ați auzit părinții spunându-vă te iubesc, de aceea ai grijă cu cine vorbești, ai cu cine faci, ai grijă cu cine, ai grijă, ai grijă, pentru că te iubesc și vreau binele, ai grijă la ora de să fii acasă, ai grijă, ai grijă. Mai vedeți voi lucrul acesta ca dragoste? Să fim serioși. La un moment dat ajunge pisăleală, Mamă și tată mi-a spus asta de mie de ori. Dragostea ta mă copleșește încât o văd cu totul altceva. Și noi auzim din partea tatălui nostru săptămânal, te iubesc. Te iubesc și vreau să am o relație cu tine, vreau să merg cu tine, vreau să umbli cu mine. Până când? Noi avem nevoie să cunoaștem adevăratele valori. Și totuși Dumnezeu a trimis un guvernator pe pământul acesta. Guvernator nu este nimeni altcineva decât Duhul Sfânt. Și vreau să vorbesc în seara aceasta puține cuvinte despre acest guvernator. De ce? Că -vis, -vis de ceea ce spunea și fratele Ducu mai adineauri, gândindu-ne la un singur om, Gedeon, Spunea fratele Ducu, cum și ce a găsit Dumnezeu valoros în el ca să-l pună într-o asemenea lucrare? Și versetul din seara aceasta, ce ne spune nouă? Din 1 Corinteni, din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi, dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm ferbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, s-ar putea vorbi frumos de aici, despre slujba împăcării, dar mi s-a părut un lucru pe care ar trebui să-l cunoaștem prea bine. De ce? Mi se pare jenant. Eu o să fiu trimis pentru a împăca pe altcineva și eu să nu am pace. Eu să mă cert acasă cu ai mei și apoi să mă duc să fac pace în mijlocul altora. Ar fi jenant. Ar fi obraznic. Ar fi obraznic ca din partea noastră oameni care am primit pacea lui Dumnezeu, care am primit iertarea din partea lui Dumnezeu peste multitudinea de păcate pe care le-am primit și genealogic, și din faptele noastre zilnice și din privirea noastră și din gândirea noastră și din purtarea buzelor noastre, am primit iertarea din partea Tatălui și să nu dăm iertarea mai departe, să fim răi și să păstrăm în inimile noastre ură, ar fi genant. Din partea noastră a credincioșilor, așa ceva n-ar trebui să existe. De aceea am preferat să nu vorbesc despre subiectul acesta. În schimb, am vrut să vorbesc despre aceste cuvinte care mi-au plăcut. Mi-au plăcut cum sună. Trimiși împuterniciți. Ce a fost Gedeon? Un trimis împuternicit. Ce suntem noi? Niște trimiși. Bine, și cine ne trimite? Că dacă veți citi câteva versete mai înainte, veți înțelege că Dumnezeu ne vorbește și ne învață În Ioan, capitolul 20, versetul 21 până la 23. Ioan, capitolul 20, de la 21 la 23. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, ce a venit să ofere? Subliniez, pace. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Deci, e vorba de o trimitere. Mai departe, 22. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt e o împuternicire, trimiși împuterniciți. Și mai departe, 23, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Împăratul nostru, regele nostru, oferă pace, te împuternicește cu Duhul Sfânt și îți dă și slujba împăcării. E un mesaj pe care îți regăsi în foarte multe pasaje. Nu e ceva unic. E ceva comun, în special pentru Noul Testament. Dar gândiți-vă la ceea ce a făcut regele nostru dându-se exemplu. În textul pe care l-am citit era vorba de trimiterea ucenicilor. Iar el în calitate de rege, el în calitate de împărat, s-a dat exemplu pentru noi. S-a dat exemplu pentru ca noi să privim și să putem înțelege bine lucrurile. Tot el a făcut și o promisiune. Îmi place fapte, capitolul 1, versetul 8. Și promisiunea este valabilă și pentru noi. Și zice că va trimite și vom primi o putere vom primi o putere. În Ioan 14, versetul 16, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Iar dacă veți deschide la Luca, capitolul 10, versetul 3, zice, era vorba de pasajul trimiterii celor 70, în care împăratul trimite pe cei 70 de ucenici, în versetul 3 îi trimite, iar în versetul 16 zice, cine, ăsta e un verset foarte, foarte interesant, versetul 16 din Luca 10, cine vă ascultă pe voi, spunea ucenicilor celor 70, mă ascultă pe mine. V-ați gândit vreodată că pentru cel care trece în față, pentru cel care vine să vă dea un îndemn, este împuternicit de Dumnezeu și se aplică acest verset. Cine vă ascultă pe voi, îl ascultă pe Împăratul. Cine ne socotește ceea ce vorbește, trimisul, ne socotește pe cel ce l-a trimis. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că fiecare cuvânt rostit de aici, va trebui să dau socoteală eu ca ascultător. Nu mai spun ca și vorbitor, ca și vorbător. Am o sarcină puternică să pun frâu gurii mele ca fiecare cuvânt să fie cântărit și să vină direct din partea împăratului. Pentru că pe mine m-a uns și dacă nu sunt uns, eu n-am ce căuta aici. Și dacă sunt us și trimis de Dumnezeu, atunci cuvintele mele trebuie să vină direct de la Împăratul. Și cuvintele rostite de Împărat trebuie să aibă aplicativitate în viața fiecăruia. Și dacă tu nu ești atent să-l asculți și să-l primești, vei da socoteală aspră. Cum să-l nesocotești tu Împăratul? Pe cel ce te-a creat? Pe cel ce te-a făcut să fii copilul lui? Și acum, haideți să gândim un pic despre guvernatorul. Guvernatorul totdeauna este ales de rege, de împărat. El e prea puțin folosit în zilele noastre termenul acesta de guvernator, pentru că nu mai există împărății. Și cea regală a Marii Britanice e mai mult formală. De aceea termenul de guvernator și regalitate încetul cu încetul despare din viața noastră. Dar cu toate acestea, de fiecare dată și în vremea respectivă când a venit împăratul nostru întrupându-se pe pământ, guvernatorul totdeauna era ales de rege, de împărat. Iisus a spus, mă voi duce și voi trimite. Voi trimite. Doi, o altă condiție a guvernatorului trebuie să fie din împărăție. De ce? Guvernatorul trebuie să fie parte din împărăție. Gândiți-vă chiar la acest stat în care trăim, această țară, Australia. Când a devenit colonie britanică, dacă englezii ar fi luat un aborigen și ar fi zis, te pun pe tine în ești responsabil ca acest teritoriu, oamenii de aici, să devină buni cetățeni ai împărăției englezești. S-ar fi realizat vreodată? După așa puțină noastră cunoaștere și logică. Niciodată nu s-ar fi realizat, oricât de credincios ar fi fost acel aborigen față de Imperiul Marii Britanii. E nevoie ca cineva care cunoaște pe cel ce este în conducere, este nevoie ca cineva care cunoaște cultura, cunoaște limba, cunoaște portul, cunoaște mentalitatea, să vină pe noul teritoriu și să înceapă un proces de convertire, un proces de schimbare a noului teritoriu. De aceea este obligativitatea ca cel care vine să stăpânească, să guverneze, să aibă o relație strânsă cu regele. Pentru că el va fi reprezentantul direct al împăratului. Gândiți-vă, când Pilat spunea o vorbă, era ca și cum l-ar fi spus Cezar. Tot ceea ce spunea Pilat era egalat cu puterea lui Cezar. Când Duhul Sfânt vorbește, noi pe cine auzim? Ne auzim pe împăratul. Ascultă ce spune astăzi Domnul și ne vorbește Duhul Sfânt. De ce? Pentru că El este pus să guverneze. Cine să-L cunoască mai bine pe împăratul decât Duhul Domnului? Și când vine și începe să transforme și să facă o schimbare, ce au învățat prima dată aboriginii? Prima dată au învățat nimic altceva decât limba, pentru a putea comunica. Și au intrat într-un proces de forțare, de învățare a limbii engleze. Când s-a revărsat Duhul Sfânt peste oameni, ce semn i-a însoțit? Vorbirea. Vorbirea în alte limbi. Vorbirea în alte limbi. E înțelept Dumnezeu, ascunde lucruri frumoase, dar tainele acestea nu le putem descoperi decât căutându-l mai mult pe El. Dacă toată săptămâna nu vom petrece timp gândindu-ne, meditând la El, la ceea ce este El, la cuvintele pe care Dumnezeu vine și din locul acesta încearcă să pătrundă în inimile noastre și doar le luăm din obișnuință trupurile noastre și le aducem aici, îl obligăm să asculte, obligăm să cânte, așteptăm să se termine, să plecăm acasă și până săptămâna viitoare sunt liniștit. Nu vom reuși niciodată să pătrundem în frumusețea cunoașterii Împăratului. Dar Dumnezeu ne-a trimis un guvernator care să ne vorbească despre, să ne învețe. Ce spunea Regele nostru Isus că va face acest nou trimis? Nu spunea el că el vă va învăța? El vă va aduce aminte tot ce v-a învățat. El vă va învăța toate lucrurile de care aveți trebuință. O, slăvit să fie Domnul pentru bunătatea Lui, că s-a îngrijit de noi și a știut, a știut că vom avea nevoie. De unde să știe aboriginul limba engleză dacă nu va fi cineva care să-l învețe? De unde să știe aboriginul să bea ceai dacă nu va veni chiar însă și englezul și să-i arate cum se face, cum se prepară și cum se consumă. De unde să știm noi să-l proslăvim pe împăratul, pe creatorul, dacă nu va veni el însuși să ne învețe, să ne explice cu deamănuntul, chiar dacă o cunoaștem doar superficial. De aceea, întregostiți vă mai mult și mai mult și adânciți-vă dragostea față de împăratul. Pentru că ce împărăția lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să răspândim. Religiozitatea ne va face să trăim lucruri jalnice. Și atunci când va veni împăratul să zică plecați de la mine. De ce? Pentru că ați lucrat și fără de lege. Dar atunci când trăim cu împăratul, atunci când umblăm cu el, va zice: Veniți, veniți. De ce? Pentru că pe pământ, acolo unde v-am trimis, v-am ales și v-am pus, ați ascultat de glasul Duhului care a fost guvernator peste voi, iar voia mea, ca împărat, a fost transmisă prin el, acceptată de voi și trăită. Acesta a fost procesul. Și pentru Pilat? trebuia să transforme întreg Ierusalimul și întreg Israelul într-o colonie în care atunci când intra cineva să se simtă că e la Roma, să se vorbească limba Imperiului, să aibă comportamentul Guvernatorul avea responsabilitatea să facă acest transfer. Și gândiți-vă că guvernatorul cerului, când a venit pe pământ, a început lucrarea. Și ce spune că face? Vase noi. El nu pune vin nou în burdufuri vechi. Mentalitatea împărăției cerești este să facă toate lucrurile noi. Tot în 2 Corinteni, dacă veți da o pagină, veți găsi căci toate lucrurile sunt noi în Hristos. Așa de frumos și de bine să știi că te-ai născut din nou și căci viața ta a cunoscut o naștere din nou și că tot ce ești tu, nu mai trăiești pentru tine. Trăiești să-L glorifici pe împăratul. Vorba ta laudă pe Dumnezeu. Cântecul tău e pentru împăratul. Fapta ta e pentru cel ce te-a creat. Ceea ce faci tu, nu faci pentru că e voința ta personală, ci pentru că atât de mult îl iubești pe împăratul, i-ai înțeles voia. Și vrei să-i faci voia, încât voia ta a fost înnecată, copleșită și acoperită de voia lui. Cântăm frumos, voia ta, nu voia mea. Cântăm să ne ajute Domnul să trăim așa. Că ar fi frumos pentru fiecare în parte. Ar fi superb, superb. Să te întâlnești. După cum spuneam la început, într-o grădină a paradisului care să cuprindă tot pământul și să nu fie ceartă, să nu fie ură, să nu fie dușmănie, să fie dragoste. Aceasta ar fi fost dacă nu era păcatul. N-ar fi fost seri de părtășie din cuvânt, n-ar fi fost seri de cântec, de răstăruințe, ar fi fost o continuitate relației cu Creatorul. Ce spunea? Că venea în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, venea să se întâlnească. Gândiți-vă, ne-am fi putut întâlni în fiecare dimineață, am fi putut trăi împreună cu Adam și Eva și din când în când am fi mers să o vizităm, să-i vizităm acolo. Am fi făcut excursii și trasee între, între noi, plin de dragoste, iubindu-le, peste tot unde te-ai fi dus, ai fi auzit numai cântări, numai, numai, și numai bucurie. Toți ar fi muncit cu dragoste, ar fi fost o cu tot o altă, altă lume. Religia ne face să credem că noi suntem creați pentru cer. Dar Biblia mă învață, după cum spuneam și altă dată, că e o carte ce conține multe decrete, multe legi. Nu este o carte religioasă. Încerc un pic, parcă să lovesc în cuvântul religie, deși iubesc cuvântul religie și sunt de acord cu el, dar din cauza pierderii adevăratului valori a ceea ce este religie, încerc să conștientizez inima fiecăruia și să nu facem nimic din religiozitate, să facem dintr-o relație curată și sinceră care o avem cu Dumnezeu. Noi nu suntem creați pentru cer. Nu vă șocați așa. Nu suntem creați pentru cer. Am mai spus lucrul acesta. Ciudat este că totuși Biblia spune și eu afirm din nou. Cetățenia noastră este? Unde este cetățenia noastră? Amin, în ceruri. Și totuși noi nu suntem făcuți pentru cer. Dacă nu ar fi venit păcatul, am fi fost în cer? Deci dacă n-ar fi fost păcatul, ar fi trebuit ca noi să fi fost în cer. Și atunci s-ar fi împlinit planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-ar fi făcut pentru cer, nu venea păcatul și de aici, de pe pământ, eram transferat în cer. Când? Nu știu. Dar ceea ce mi-arată mie din Geneza, conceptul și planul lui Dumnezeu, nu a fost niciodată ca noi oamenii să fim pentru cer. Și veți găsi texte unde spune că cerul este a lui, și pământul a dat în stăpânire omului. Și totuși, cum putem explica lucrul acesta, dorința noastră pentru a merge în cer? Și vă spun sincer, vreau să mă duc în cer. De ce? Pentru că este un privilegiu. Cetățenia noastră este un privilegiu. Și trebuie să priviți lucrul acesta ca un privilegiu. Nu e ceva ce meriți. Cetățenia nu e ceva ce meriți. E un privilegiu. Gândiți-vă ce mare binecuvântare au avut Pavel că era cetățean roman. Când oamenii au venit să-l lege pentru a-l bătea, el vine și spune, ai voie să legi un cetățean roman? Reacția lor ce a fost? Au intrat în groază, în panică. Doar pentru că era cetățean roman. Dar să fii cetățean al cerului, ce imunitate diplomatică poate să fie pusă pe capul tău? Guvernatorul împărăției lui Dumnezeu are menirea să aleagă și să decidă cine să fie cetățean al cerului. Știați lucrul acesta? Poți tu să fii cetățean? Pentru că așa vrei, tu și-ai ales. E acea luptă continuă în predestinare și alegere, totuși predestinat sau aleși și discuții parcă alegem, alegem ce? Favoarea pe care Dumnezeu ne-o dă este un drept nemeritat de a fi cetățeni și odată ce îl vom căpăta, n-am făcut nimic pentru el. E un dar pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Și gândiți-vă, această favoare pe care ne dă Dumnezeu, posibilitatea de a ajunge în împărăție, să stăm în prezența Lui, e ca și cum ar fi un aborigin luat de, de aici și dus la curtea regală. Ce favoare ar fi avut! Îi se dă cetățenia și acum haide să te duc la curtea regală, să te întâlnești cu familia regală și să ai poate o, o masă împreună cu familia regală. Dar în noi care vom merge și vom avea o nuntă regală. Ni se dă cetățenie și ni se promite că vom fi duși să avem o nuntă regală. Și știți cine ne va servi la masă? Chiar însă și împăratul. E favoare peste favoare, e bunătate, e dragoste peste dragoste. Sunt promisiuni pe care, cum spunea și fratele Ducu, nu le poți lua decât prin credință, nu prin vedere dar ele sunt atât de frumoase și îți dă atât de multă viață, pentru că tot ceea ce oferă pământul, datorită păcatului, este doar amărăciune. Orice gândești că e bucurie, ține doar cu clipă și se vestejește. Te bucur când se naște copilul și bucurie mare familie. Și precum firul vieții, firul de iarbă, se duce și firul vieții. Astăzi ești, mâine nu mai. Ce-i viața asta? Plină de necazuri, plină de întristări, copiii ascultători, culturii împotriva Creatorului, Dumnezeu creează legi de la început. De ce omul e capabil să strice legea creației și legea pe care împăratul le-a pus? De ce? Din pricina fără de lege. Și apoi să aștepți și să crezi numai numai împreună cu guvernatorul pământului, care este Duhul Domnului. El să transforme viețile noastre, dacă nu ceva sub puterea Lui, Dumnezeu să, ia, să preia controlul și să ne conducă din toate domeniile ca să fim după voia Lui. Sunt foarte multe lucruri foarte multe lucruri, dar nu vi le voi spune pe toate. Nu le voi spune. M-aș bucura să știu că puținele lucruri pe care vi le spun vor face destulă dorință de a intra mai mult în cercetarea cuvântului. Lucru cu care aș vrea să mă apropii de încheiere. Aș vrea să vă spun că guvernul, sau guvernatorul, va fi îndepărtat din locul unde este pus doar din două cauze. Unu, când va fi chemat înapoi de împăratul sau de regele, sau doi, când teritoriul peste care este pus își declară independența. În momentul în care Oamenii de acolo declară independența față de imperiu. Din momentul respectiv, guvernatorul este ilegal peste teritoriul respectiv. De aceea el nu mai are ce căuta acolo și va trebui să părăsească zona. M-am gândit la vremea apocaliptică în care guvernatorul acestei împărății cerești va părăsi va părăsi pământul. Slăviți să fie Domnul că va părăsi pământul împreună cu noi și noi vom fi împreună cu El și vom merge să stăm la masă cu împăratul. Mare bucurie ne așteaptă, fraților, surorilor, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Indiferent cât de jos am fi, să știți că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu are mare dragoste de noi și vrea să fim gata pentru acea zi. Pământul a fost conceput să fie o colonie. Dar fără fără Dumnezeu e haos. Din cauza aceasta boli, din cauza aceasta războaie, din cauza aceasta ură. De la Adam și Eva, când au declarat independență față de Dumnezeu prin neascultarea lor, semnând declarația de independență și Duhul Domnului s-a depărtat de om, războiul, ura, ciuma, molima, răutatea, viclenia, vicleșugul, toate relele, toate relele dau buzna peste pământul acesta. Să ne mirăm de ce atâtea boli, să ne mirăm de ce așa de greu dragoste și iubire care firească să-ți iubești copilul, să-ți iubești părinții, să-ți asculți părinții. Să te iubești unul pe altul, să iubești ființa umană, lucruri firești. Trebuie să le predici și să te lupți ca să le pui în inima celui de lângă tine. Să te mai miri. Ciuma care umblă ziua în amiaza mare, nu te mai miră nimic. Pentru că păcatul e momentan la el acasă. Dar avem o speranță mare, avem o bucurie mare. Pentru căci guvernatorul, când a venit trimis de Dumnezeu, a venit, așa cum spune versetul din 2 Coriteni, a venit să aducă putere, să aleagă cetățeni, să-i facă cetățeni, să-i împuternicească și să-i trimită în lucrare. Ce frumos atunci când m-am gândit la termenul acesta, imunitate diplomatică. Fratele Bene probabil vă poate da explicații mai multe asupra termenului acestuia. Dar să avem imunitate diplomatică din partea împărăției cerești. Când unul dintre frații noștri era în pușcărie, cu mâinile și picioarele în butuci, condamnat pentru moarte, iar imunitatea diplomatică face ca ceea ce zice împăratul împotriva legii pământești, putucile să desfac, ușile se deschid și fratele nostru iese afară. Sau frații noștri sunt aruncați în foc, dar imunitatea diplomatică acordată de regele face ca nicio flacără să se atingă de ei. Asta e drept, că nu toți, nu toți au cunoscut astfel de manifestări și mulți au murit ca martiri. Atunci ce se întâmplă cu imunitatea? Știți că există pedepse și sunt cele mai, cele mai cruncene pedepse atunci când te atingi de cineva care are imunitate diplomatică? S-au pornit războaie? Când va veni împăratul, să răzbune sângele celor care au murit și au fost sub acoperire diplomatică. Așa că nu vă fie teamă, nici dacă va trebui să murim. Pentru că cel ce este în ceruri veghează asupra noastră. De aceea Dumnezeu să ne întărească, să ne dea puteri și împărăția Lui la care suntem chemați să o lărgim să fim lucrători, ducând pacea, pacea cu împăratul. Pentru că acest guvernator ne-a ales pe noi să fim ambasadori. Noi suntem ambasadori aleși de guvernatori să facem lucrarea și voia împăratului. A lui Dumnezeu să fie toată gloria, cinstea în vecii vecilor. Amen.